și potrivit pentru a planta semințele pentru anul care urmează. Ce trebuie să facem de anul nou chinezesc? Ce remedii trebuie să folosim pentru a atrage norocul, sănătatea, prosperitatea în viața și în casa noastră? Aflăm de la invitatul meu de astăzi, domnul Marian Golea, specialist în astrologie chineză și Feng Shui. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! De ce este un moment atât de important? Ce se întâmplă, de fapt, la nivel energetic? Deci, la nivel energetic, vedeți, dumneavoastră, anul nou chinezesc este foarte prost înțeles. La început, anul nou chinezesc se serba odată cu solsticiul de iarnă. După aceea a fost mutat la a doua lună nouă după solsticiul de iarnă. Chinezii, după cum bine știm, folosesc trei calendare. Calendarul lunar, calendarul solar și un calendar bazat pe fenomene astronomice. Acum, ei totdeauna au serbat anul nou chinezesc la lună lunară, da? Din totdeauna, pentru că să nu uităm, calendarul gregorian a pătruns în China undeva pe anii 1600, deci ei au serbat anul nou și înainte de asta. E, au niște obiceiuri foarte drăguțe, care nu fac altceva decât fie să te pregătească pentru noul an, fie să-ți invite prosperitatea în noul an, fie să te aducă aproape de familie pentru anul care urmează. Este important și ajunul, ca și la noi? De fapt, ajunul începe cu 3 zile înainte, 3-4 zile, când se iau de obicei remediile anului precedent și se curăță un pat de sare, nu foarte adânc, să nu faceți ca niște rude de ale mele care au băgat remediile într-un ligian plin de sare. Nu, presărați puțină sare și le puneți deasupra. Iar în al doilea rând există o veche legendă în care se spune că zeul bucătăriei, de ce zeul bucătăriei? Înainte casele în China aveau o singură cameră, unde trăiau toți în bucătărie, n-aveau atâtea încăperi ca acum. Și se spune că zeul bucătăriei pleacă la zeul anului ca să spună ce s-a întâmplat în anul trecut în casă. Cine a fost cu minte, cine a fost rău. Și de aici a apărut un obicei în care oamenii mănâncă niște mingiuțe de orez, așa se numesc, foarte dulci, foarte dulci, astfel încât ți se încleștează gura, ca zeul bogăției să nu mai poată să pârască. Noi, în terminologia noastră, ca să îl facem mai atractiv, îi spunem pârâciosul. Și noi cam ce ar trebui să mâncăm în cele 3 zile? Deci, în cele 3 zile, deci, în primul rând, la noi, asta cu bucătărie e un pic mai așa. Că mai greu de adaptat. Noi nu trăim în bucătărie, dar dacă am avut incidente în casă, dacă am avut scandaluri în casă, dacă am avut neînțelegeri cu țipete, să zicem. Micile neînțelegeri astea sunt în toate familiile, dar mă refer la certuri mai mari. Au fost probleme. Atunci e bine să mâncăm ceva dulce. Pur și simplu dulce. Clătitele n-au nimic împotriva lor, că sunt destul... Dar să le facem un pic mai dulci. Mai era alt lucru care adaptat era checul. Pentru că dacă ai băgat checul ăla în gură, nu mai poți să mai deschizi gura, dacă ai băgat o bucățică mai mare. Deci acesta este zeul bogăției. În afară de acest ritual, apar ritualurile de curățire. Și la noi există asta. Înainte de anul nou, toată lumea intră în această vrie. Începem cu curățenia fizică. Curățenia fizică în casă, după care urmează și această curățenie spirituală. Această curățenie spirituală, din nou, apare numai și numai în momentul în care noi am avut probleme în casa aia. Cineva a fost bolnav pentru mai mult timp. Cineva a plecat. Sunt lucruri mai importante. Deci ne curățăm de vechile energii. Dar lăsăm totul la ușa anului și începem o schimbare. Vedeți, șobolanul, se spune că întotdeauna, anul viitor, fiind anul acesta fiind anul șobolanului, după 24, se spune despre șobolan că șobolanul reprezintă începutul. De ce? Pentru că el este animalul care reprezintă orele între ora 11 și 1 dimineața. Deci 11 noaptea, 1 dimineața. De la 11 la 12 este un șobolan care noi îi spunem yin, iar după aceea este un șobolan mai yang. Deci, diferă energiile. Corect. Șobolanul este început. Șobolanul de sine, el este apă yang întotdeauna. Asta e. Dar cel până între 11 și 1 are mici influențe de la această apă yin, de la mistreț și din cauza asta. Bun, dar noi venim și spunem,
șobolanul reprezintă începuturi. E foarte bine pe an de șobolan să deschizi business-uri, să începi lucruri. Este un lucru care e prost înțeles, se numește jiazi. Toată lumea folosește termenii în chineză ca să impresioneze. Ei nu știu ce înseamnă și îl folosesc. Jiazi nu înseamnă altceva decât lemn yang deasupra șobolanului, care reprezintă o tulpină. Da? Deci este un stâlp al hărții astrale. Se numește lemnul yang, apă yang. E, asta se întâmplă odată la 60 de ani. Anul acesta o să fie metal yang, da, deasupra șobolanului. Mulți au venit, există mai multe denumiri. Denumirile pornesc de la șobolanul alb. De ce? Pentru că pentru culoarea metalului este albă și atunci e șobolanul alb. Dar în cărțile vechi, exact cum am pus și noi în almanahul nostru și în calendar, apare șobolanul care merge pe grindă. De ce? Șobolanul, metalul, de obicei sunt oameni cu mintea ascuțită, da? Care iau atitudine, încep acțiuni. Șobolanul e de asemenea un om care începe acțiuni. E, acest șobolan în an de metal se spune că stă pe grindă și are o privire de ansamblu. Sunt foarte buni conducători. Pot să vadă un business de la cap la coadă, nu se pierde în amănunte. Deci, din cauza asta, îi se spune șobolanul care merge pe grindă. O să revenim la tendințele anului, dar să ne reîntoarcem la purificarea casei în cele 3 zile. Ce avem de făcut? Deci, metodele de purificare ale casei încep. Nu trebuie neapărat să aveți 1000 de remedii. Nu trebuie neapărat să... Vreți să vă curățați casa? E foarte simplu. Unul dintre cele mai ușoare metode de curățare a casei este aplauda. Deci trebuie să te muți în jurul casei, în toate locurile unde energia poate fi stagnantă. În interior sau în exterior? În interior. În exterior au grijă alții. În exterior trebuie să ne uităm dacă au apărut copaci noi, dacă au apărut noi macarale, dacă s-a schimbat mediul înconjurător, dacă vecinul de la 4 ne-a lăsat apa deschisă și ne-au apărut pete în tavan. Iată că aceste lucruri trebuie evitate. Intri într-o casă și vezi o pată pe tavan și spui, știi că nu e bine, că pierzi bani. Și zice, da, de o săptămână încerc să o fac. Deci dacă ai pete pe tavan, pierzi bani. Automat. Orice pată pe tavan. Și mai mult decât atât, îți arată că oamenii nici nu vor să facă ceva să iasă din situația asta, pentru că trăiesc cu pata aia pe tavan un an, doi. Mă, ia o mână poate de vopsea și dă acolo. Poate nu-i dau importanță. Corect. Deci, și aplaudăm în fiecare cameră? Aplaudăm, ne plimbăm în jurul camerei, aplaudăm. Într-un sens anume? Deci, există foarte multă lume că care... Că se spune, vin, sens anti-orar. Sensul acelor de ceasonic. Sensul anti, împotriva acelor de ceasonic. Dacă ne gândim la Antakarana, care este împotriva acelor de ceasonic, ar trebui să mergem împotriva acelor de... Dar, ideea este să o facem. În cele din urmă, măcar să o facem, să nu... Cam uitat în ce sens, cam... Mă, oameni buni, faceți dar ceva. Dar cum acționează aceste aplaude? Ce aplauze, se întâmplă, deci, de când aplaudăm, zgomotul nu face altceva decât să aducă energie yang. Prin curățire, în 90% din cazuri, noi vrem să aducem energie yang. Vine un preot sau un specialist feng shui cu un clopot. Nu aduce decât yang. Și aici e un mic paradox, pentru că în momentul în care clopotul cântă, aduce sunet, da? Foarte puternic. Dar clopotul este element feminin. Dorja e masculin, e de putere. Din cauza asta apare această comuniune între dorje și clopot. Bun, mergând mai departe, aplauz. După ce, nu pot să zicem că am terminat cu aplauzele, dacă avem un computer în casă, putem să punem o mantră. Să o lăsăm să cânte acolo. Nu e nicio problemă. Nu mai vorbim de gunoi, de măturare și chestia asta. Dar există o tehnică, mai ales la magazine, pentru oamenii care au magazine. N-ai voie să dai gunoiul afară pe ușă. Uh-huh. Trebuie să-l tragi de la ușă spre interior. Pentru că în momentul în care dai afară gunoiul, simbolistic e ca și cum îți arunci prosperitatea. Deci trebuie să-l aduci spre ușă și îl strângi și-l arunci după aia. Dar nu dai cu mătura. Așa facem și în casă? Și în casă, e perfect. Este absolut perfect. Deci nu trebuie... În primul rând e mai bine că nu lăsăm gunoiul afară la ușa vecinului. În al doilea rând este bine pentru noi că nu ne dăm afară prosperitatea.
Aplaudăm. Ce mai facem? Măturăm, punem o mantră, după care facem, putem să punem cât mai multă lumină în casă. Se mai ard bețișoare, da? Pentru curățarea spațiului. Deci asta este un element de curățare. După care, cel mai important, luăm toate remediile anului precedent și le reamplasăm după ce le-am curățit. De ce le reamplasăm? Pentru că în fiecare an vine cu stelele anuale ale anului. Ori acum se vor schimba toate stelele. De exemplu, steaua certurilor care a fost în sectorul de sud va migra către sectorul de nord anul acesta. Și deci aducem remediul care l-am avut în sectorul de sud, l-am ducem în sectorul de nord. Și tot așa se reamplasează toate remediile. Atenție foarte mare! Acest lucru se face numai cu remediile anuale. De ce spun anuale? Pentru că în casă există și remedii pentru amprenta casei, care rămân aceleași 20 de ani, mă scuzați. Deci 20 de ani remediile rămân acolo până în anul 2024. Alea nu se schimbă, alea rămân pentru că alea sunt puse pe amprentă. O să vedeți, există, de exemplu, prosperitate de apă, prosperitate de pământ. Nu stau să le schimb, alea acolo rămân. Și cine, fac o paranteză mică, cine nu are în casă remedii Feng Shui, da, este bine să-și mute obiectele, mobilierul, da, să schimbe energia? Da, sigur că da. Totdeauna, eu o dădeam exemplu pe mama mea. Mama mea m-a apucat, când eram eu copil, pe la vreo două noaptea, să mutăm mobila de anul nou. Sau așa ceva. Și bineînțeles că nu încăpeam de fiecare dată, uneori mai dormeam în mijlocul casei, mai făceam ceva. Dar oamenii simt că orice schimbare, ba unii își schimbă draperiile, își reamplasează mobila, cum bine spuneți, își aduc mic schimbări sau cumpără un obiect nou. Atenție, obiectele astea noi nu reprezintă decât faptul că tu respecti casa respectivă. Orice obiect nou îți dă o stare de bine când îl pui. Aduce o energie nouă. Corect. Mai mult decât atât. Din punctul ăsta de vedere, fără a fi niciun pic misogin sau așa ceva, persoanele de sex feminin de obicei, când au o mică problemă, se duc la cumpărături și își cumpără ceva. Acel lucru le face să se respecte pe ele, se simt mai bine. Ne schimbă starea de spirit. Extraordinar de bun. Dacă și noi bărbații am învățat lucrul ăsta, dar noi intrăm într-un magazin și în 30 de secunde nu știm cum să fugim. Dar aducem un lucru nou. După care ne pregătim pentru anul nou, da? Anul nou, exact cum spuneam, anul acesta o să cadă pe data de 24 la o oră târzie, da? Și acum încep obiceiurile tradiționale. Unul din ele, frumoase, unele dintre ele. Da, unele dintre ele sunt, de exemplu, în prima zi din anul nou trebuie să depui bani în bancă la o anumită oră, în funcție de animalul, de semnul tău zodiacal. Asta e bine, că avem băncile deschise. Da, poți să faci un depozit de ăsta, chiar la un ATM de ăsta, adică nu trebuie neapărat. Da, dar n-ai voie, trebuie să respecti orele prietenului tău. De exemplu, dacă tu ești iepure, anul viitor iepurii o să vedem că nu sunt foarte fericiți, anul acesta. Eu tot sunt cu anul viitor pentru că... Că începe în 24. Exact, de momentul în care trecem în anul acela, abia atunci îi spunem în acest an. Și ca să nu fac, să nu confund, totdeauna spun anul viitor până atunci. Iepurii care nu o duc foarte bine trebuie să ducă să facă un depozit la o oră benefică iepurelui. Da? Deci fiecare zodie trebuie să-și are afle două ore, două, ora benefică. Corect, are nu două ore, ci două segmente de ore benefice în funcție de aliații. Deci acum v-am spus tot, vă uitați într-un calendar care sunt aliații, vă duceți, vă depuneți bani. Asta este cel mai ușor.